continuare. Suntem la Amsterdam. Haideți să și înregistrăm ca să audă oamenii mesajul nostru. Suntem la Amsterdam, dragii mei. Ați văzut prima parte cu evenimentul. Acum o să stăm de vorbă cu oamenii, să vorbească cu oamenii. Aici a fost acest drapel cu fără penal în funcții publice. Sărutuna, de când sunteți în Olanda? 38 de ani. 33 ianuarie. Ați fugit pe vremea comunismului? Nu, n-am fugit. Dar... am plecat în vacanță și am uitat să mă întorc, pentru că era cum era. Deși au trecut 33 de ani, încă vă mai interesează soarta României. Ați venit aici, întotdeauna, în zi de iarnă, să discutați despre România cu fără penal în funcții publice? Am trăit permanent acești 38 de ani cu speranța în suflet că se va schimba. Am trăit 38 de ani cu speranța că voi muri în pământul meu. Datorită unei boli incurabile, nu-mi permit să mă întorc acasă, dar în sufletul meu va fi România mea. Trăiesc fizic aici și spiritual acasă. Vreau să vă întreb ceva. Când a picat Ceaușescu, erați aici, în Olanda? Eram în România, România era... în Sinaia, de unde vin eu. La Castelul Beleș duceam la militari, pentru că aveam două cetățenii, da. Și aveam, știam că o să fiu scăpată dacă se întoarce roata. Și s-a întâmplat în 89 să fiți acolo sau v-ați dus când ați auzit la televizor? Făceam școala la București, făceam o școală în valută la București pe timpul ăla de director de restaurant. Și eram în Sinaia, la Castelul Peleș, la Cazinou. Asta la e Palace, de atunci, uitați-o. Incredibil. O păstrez. De la Revoluție. De la Revoluție și toată Sinaia știe. Pentru că fără asta nu se intra la Peleș să duci mâncare la militari. Da, mi-aduc aminte că și la tata la uzină aveau banderole tricolore și era ca un fel de... Dar ăla e trecutul. Acum trebuie să ne gândim la viitor. Eu ce vreau să vă întreb? Vreau să vă întreb dacă atunci, în 89, când noi astăzi lați la Sinaia, ați crezut că o să treacă 30 de ani și noi tot o să ne luptăm cu comuniștii, cu securiștii, cu alții de Dragnea, că Iliescu va fi bine, mersi? Niciodată. Niciodată. Am sperat, permanent am sperat, o să fie și mai bine. O să fie și mai bine. Cum vă explicați că n-a reușit poporul să stârpească ciuma roșie mai repede? Din punctul meu de vedere, eu așa am gândit. Nu au lăsat pe cei tineri să se ocupe de țară. Da. Au luat-o toți cei care au fost în gașca lui Ceaușescu. Din punctul meu de vedere, nu am o pregătire superioară. Sunt comerciantă, fac petreceri pentru români, organizez petreceri pentru români din România. Părerea mea că toți cei în vârstă nu aveau ce căuta. Trebuia o altă mentalitate. Voi aveți puterea să schimbați. Voi aveți. Eu am 63 de ani. Nu știu dacă voi mai prinde vremuri bune în România. Împreună, dar toate generațiile. Toate generațiile, da. Voi tineri trebuia să... Pentru că avem tineri capabili. Avem tineri plini capabili. Da, din păcate, de fapt nu zic din păcate, că eu înțeleg. Mulți au plecat afară, n-au stat să-și se chinuie în țară, înglodați în sistemul ăla nenorocit. Ne întorceam și eram dispuși să dăm o altă mentalitate oamenilor din România. Ce învățasem bun aici, să stăm la o linie când ne ducem la bancă, până când ăla își face pin-ul cod, așa, învățam, transmiteam acolo. Da. Întotdeauna am încercat să transmitem lucruri bune. Dați acum trebuie și politic să le transmitem, să vină la vot și să convingem cât mai multă lume să nu mai voteze cu ciuma roșie, să vină să voteze partide noi, oameni noi, oameni care au arătat că sunt corecți, ca să putem să începem reconstruirea țării, că altfel nu avem cum. Dragilor, eu nu știu dacă voi mai fi. Un singur lucru îmi doresc. Voi, tineretul, duceți-vă aproape de oamenii capabili, duceți-vă aproape de cei care vă inspiră încredere. Nu mai ascultați toate palavrele de la televizor. Nu mai ascultați oamenii care nu sunt capabili să explice ce înseamnă o democrație curată. Atât. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Mulțumesc. Dragii mei, haideți să o luăm așa, facem cercul ca să stăm de vorbă cu toată lumea. Salutare. Salutare. Lucrezi aici în Amsterdam sau în zonă? În Utrecht. În Utrecht. De când ești în Olanda?
Acum, nu știu, sunt din ianuarie. Din ianuarie? Ai venit recent. Da, și nu, înainte, mai lucrat înainte mai lucrat afară, tot aici în Olanda? Sau? Am lucrat 5 ani în Belgia, 2 ani în Franța. De unde ești de loc? Prahova. Din Prahova. Ce te-a făcut să pleci de acolo în străinătate? Că mă gândesc că nu... Adică unii dintre cei care n-au umblat deloc afară, cumva se uită la cei de afară. Lasă, bă, că ești pe afară, bani. Că ai bani, că nu știu, dar de fapt viața nu e ușoară. Ce te-a determinat să pleci? Nu poți să strângi bani. Asta e, și să câștigă mult mai bine. Nu e respect în România, pentru muncă care o facem și aici. Și... Adică aici când lucrezi ceva, prin modul cum ești tratat și prin banii pe care îi primești, știți că ești respectat pentru ceea ce faci. Da, și șefii ne respectă și toți. Deci nu e vorba numai de bani, e vorba și de atitudine. Cum se poartă cu tine, cum îți vorbește. Te simți un om respectat. Da, asta mi-a plăcut și în Belgia, și în Olanda, și în Franța. Ne respectă șefii. Asta mi-a plăcut. Ce ai face dacă l-ai întâlnit pe Dragnea pe aici, în Olanda, cu Irinuca de braț? Ce ai spune? Ce ai spune? Ei spune nu, ceva? Nu, i-a spune nimic. Ți-e prea silă de el? Nu, nimic nu i-a spune. Aș pleca. Chiar dacă ar veni să dea mâna cu mine, îi spun cine ești tu, că nu te cunosc. Da. Nu te cunosc de nicăieri. Mulțumesc frumos! Mersi mult! Hai să mergem mai departe. Bună ziua! Salut, Mălin! Salut! De când ești aici, în Olanda? De aproximativ 5 ani. De 5 ani. În Amsterdam? Sau în zonă? Presă, în Amsterdam, locuiesc în Haarlem, lângă. Și înainte de asta, mai fost afară undeva, ai lucrat sau asta e primul loc în care ai venit? Nu, aici e primul loc. De unde ai plecat din țară? De loc sunt din Drăgăneștiul. Din Drăgăneștiul. Am făcut facultatea de automatică din București. Din București. Am lucrat în România, în București și apoi am venit cu jobul aici. Deci practic jobul, că asta era următoarea întrebare, ce te-a determinat să pleci din țară? Practic jobul ți-a oferit șansa să vii cu acea. Situația destul de anormală din țară și au fost și alte motive. În țară, care a fost societate În țară, care a fost lucru care te-a deranjat cel mai mult și te-a determinat să faci pasul ăsta? Băi, mă duc în Olanda. A fost vorba de bani, a fost vorba de... Nu neapărat de bani, cât de mediul din București, care mi se pare complet nepotrivit pentru a-ți crește copiii. Și faptul că în alte orașe din țară nu există o situație care să-ți ofere un job și... Practic tot ce ține de oraș, de la lipsa transportului în comun, infracționalitate, de la tot faptul că spitale, nu mai există o lipsă de spații verzi, de locuri de joacă, de și inclusiv faptul că sunt atâția, există o răutate între oameni, ca să zic așa, care am observat, lucru care țin de mentalitate, de atitudine până la urmă. Da. Cum ți se pare, cât de mare ți se pare diferența în relația cetățeanului cu statul față de cum era în România și cum este aici? În primul rând, mi se pare că aici statul se ocupă să ofere un mediu normal și se preocupă de problemele oamenilor și întregul mediu este mult mai prietenos și mai... este o situație mult mai... normal, este un mediu mult mai plăcut și există decent, respect. Până la urmă e decent, nu? Spre exemplu, anul acesta m-am trezit la taxe și impozite, că ai zis mai devreme, că mergem fiecare an. M-am trezit cu o datorie la taxe și impozite de 80 de lei. Am primit inclusiv scrisoare de poprire de la din taxe, România. Din România. Pentru 80 de lei, în România, am un apartament acolo. Și între timp am ajungând aici, am găsit chitanța de anul trecut care ai plătit, corect. Dar ei n-au registrat în sistem, nu înțeleg, dar că am plătit la ghișeu. Cum îți explici faptul că în România un individ ca Dragnea poate să-și facă mendrele și reușește, îi merge? Adică, ok, noi am protestat, Uniunea Europeană l-a tras de mânecă, dar până la urmă el și-a făcut mendrele, adică îi merge mizeria. Cum îți explici treaba asta? Există o caracatiță și corupția este în absolut toate mediile. Și ceea ce este îngrijorător este că
este la, de la cel mai mărunt lucru până la până în vârful ierarhiei și de la portarul de la spital despre există, care vorbea doamna până la da, există până la vârf. O foarte mare teamă, cred, a oamenilor care lucrează în mediul public și este un fel de înțelegere între politic și toți cei care lucrează în mediul public și iar faptul că apar personaje care nu știu să vorbească și de funcții publice importante, funcții publice extrem de importante, oferă exemple negative care cu siguranță nu aduc da. Mulțumesc mult. Cu siguranță te uiți la Dăncilă cât de analfabetă e dacă ești un tânăr absolvent de orice fel de facultate da. Și îți dai seama că locul tău nu e în România, că n-ai ce căuta acolo, nu? Sărutuna! Bună ziua! De când trăiți aici în Olanda? Eu vin de mulți ani pentru că stau la fată. Am lucrat mulți ani afară. Fica dumneavoastră e aici. Da. Și afară pe unde ați mai lucrat? Eu am lucrat 11 ani și ceva în Libia. Aoleu! În 96, băi, da. Ce să faci? Băi, am lucrat ca asistentă, domnule. Nu înțeleg astăzi de ce pleacă asistenții din țară, pentru că salariile sunt... Le-au mărit acum, le-au mărit PSD-ul ăsta... Vă imaginați asta cât era bun, da. Da, da. Salariul 96 la o asistentă? Da, îmi imaginez. Aveam în casă și doi copii. Am plecat de forță la zore. Aveam rate, n-aveam cu ce să da. Întrețin nici copii, nici casa, nici bărbunii. Și cum ați găsit exact în Libia de loc? Cum pentru de l-ați venit că... în coace, Italia, nu, Spania? Nu, n-am plecat pentru că a fost prin, cum se numea atunci, prin... Da, era ceva instituționalizat. Era, da, deci da. Nu era firma, cum e acum, era printr-o firmă. Prin firmă, da. Având copii și așa, nu puteam da. Să plec cum pleacă tineretul. Și din țară de unde sunteți deloc? Din Sinaia. Din Sinaia. Da. Cum vi se pare ce se întâmplă acum în țară? Faptul că de 2 ani de zile niște delicvenți, pur și simplu, fac ce vor în țara aia. Deci nimeni pare că nu poate să-i oprească. Să știți că eu mereu vin în țară și o să mă întorc da. Definitiv. Nu mă interesează. Am fost și în... Scoția, am lucrat 3 ani în Anglia, da. În partea estică a Angliei. Așa că nu mi se pare nimic extraordinar. Este o muncă și plătești bani grei și muncești 24 de ore, dacă poți. Da. Așa, banii se câștigă foarte greu și mă întorc acasă la mine, din acasă. Și am văzut ce se întâmplă și normal că mă doare. Da. Am frați, mai am surori, am o familie. Și totuși, cum de stă dragul atât de bine? Păi, că nu-l oprește pentru nimeni. Că, păi nu-l oprește pentru că aici, ca în fiecare țară, e fiscul, domnule. Păi la noi nu există, există pentru ba, există, stați, că mi-a trimis da. Mie sâmbătă dimineață scrisoare. Sâmbătă dimineață, vă dați seama, deci în zile lucrătoare, la ora 8:36, cineva de la ANAF, de la Timișoara, îi trimitea mail-ul, mă libot, nu știu ce mi-au pus, trebuie să mă întorc în țară, să văd ceva, cuprire, executări da, de conturi, da. Că mi inventează mie datorii. Deci da. Există, dar nu există, pentru dar nu oții pentru mari. Omul de rând. Pentru amărâtul de mă libot, da. Da, pentru omul de rând nu. Pentru cei care taie pădurile, omoară aici animalele. E controlul fiscului. Aici adică, nu da. Se discută. Se te investigează și cu 2 ani în urmă. Da. Ei fac un control, se poate să greșească și ei greșesc, să știți. Da. Dar dacă te duci și ceri dreptul, ți-l acord, ți-l dă. Ei cercetează și vede că e nedrept, da. Îl primești înapoi. Mergeți la vot, votați? Aici, o să fiu aici, că eu stau cu da. Băiețelul, o să meargă fata mea, da. Am mers mereu. Și, și în țară, în țară eu am fost, votez, da. Da, am fost, și în Libia am fost, mi-aduc s-a aminte votat. De... O dată sau de două ori, cred că am fost în Libia, o dată pentru domnul Băsescu da. Și altă dată nu mai știu. Dar m-am dus da. În Libia, peste tot eu am fost. Aici nu sunt rezidență, asta este. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte frumos. Haideți așa, stați așa să o luăm în ordine. Au venit mai mulți oameni, din păcate din cauza frigului probabil și unii au mai plecat, dar încercăm să stăm de vorbă cu toți cei prezenți. Deși o să dureze un pic, dar asta este. Bună ziua! Numele meu este Petru Calos. De când sunteți aici? De 7 luni, 8 luni aici. De 8 luni în Olanda și pe afară ați mai lucrat pe undeva? Nu. Deci prima oară, prima și cum oară, e? Cum, foarte bine. E ok, a? De unde ați plecat din țară? Din Bistrița. Din Bistrița. Ce v-a determinat să plecați? E simplu, foarte simplu. Am lucrat în Bistrița, România, electrician, 15 ani. Salariul până în 400 de euro. Da. Am venit direct prin firmă olandeză. Da. În Olanda și lucrez aproximativ un sfert. Da. În ceea ce am lucrat acasă, ca volum de muncă, nu? Volum de muncă. Da. Și plata e mult mai mare.
cât de mare e diferența ca atitudine a autorităților, de organizare, de civilizație, de nu se compară. Departe. Cu câți ani suntem în urmă? 100, 200, câți ani? Nu știu, dacă ar sta ei într-un loc, fără să miște, se meargă înainte, cel puțin 100. 100 de ani a luat 9, se pindem din urmă, dar fără corupți. Fără. Dar asta nu se poate la noi. Cum vă explicați că un delicvent, un infractor, până la urmă, nici nu este un om foarte inteligent, Dragnea, joacă pe degete România de 2 ani de zile, face ce vrea? Eu cred că are pe cineva în spate, nu poate să fie să facă treaba asta. Ceea sau poate pur și simplu s-au alineat în spatele lui toți mafioții din țară ca să scape prin el. Da, e păcat ceea ce se întâmplă, dar nu. O să vedeți foarte multă lume. Nu o să dorească să se întoarcă înapoi. Da, mulți au și plecat în ultimii 2 ani. Da. Cel puțin dintre oamenii pe care am eu pe Facebook și pe care am cunoscut în Piața Victoriei acum 2 ani la protestele Rezist, aproape toți când vorbesc cu ei pe Messenger sau când mă uit pe profilul lor, văd că au plecat din țară. Au plecat și nu știu dacă cineva. Probabil că se întoarcă, dar nu acum. Bună ziua, bună ziua! Dacă se va schimba ceva, da, probabil. Mulțumesc mult! Bună ziua, bună ziua! Haideți, dacă tot ați venit acum, să vă și intervievesc, că iau interviuri așa pe la cei în primul care rând sunteți români, nu? Da, numai român sunt aici. Că văd cu... Bun. Ce s-a sărbătorit ieri? Pe 2 februarie 1943. Că sunteți și patrioți, nu? Și naționali. Nu știu, nu știu. Nu? Pe cale mondă. Aveți smarturi? Da. Ați auzit de Stalingrad? Nu? Am auzit, da. Bătălia de la Stalingrad? Da. Dar ce a fost? Capitularea sau... Când am luat bătaie noi, armata, arma română. Și după... Ați văzut ceva la televizor ieri să zică? Tovarășii? N-au zis nimic. Tovarășul președinte? Al nostru? Al vostru, ca meu noi, că nu l-am votat. De când sunteți aici în Olanda? Eu sunt din 94. Din 94? Da. Vreau să vă întreb ceva. Plecat din 90, fugit în 88, dat în înapoi 88, din Iugoslavia, da? Serios? Pe unde ați trecut? Pe la Naidești. Pe la Naidești? Da, chiar acolo, pe Bana, cel mai frumos cheie lenere. Da, da. Nu le-am mai văzut de atunci. Stați să vă întreb ceva. În 89 ați văzut evenimentele cu Ceaușescu, cu toate. Bineînțeles. Ați crezut că o să treacă Sibiu. Ați crezut că o să treacă 30 de ani și noi tot ne vom lupta am cu crezut. Comuniști. Am crezut imediat când s-a întâmplat evenimentele cu la de la Târgu Mureș, am știut. Eu sunt venit din Mediaș. Am trăit cu sași, cu unguri, prieteni, da, și am știut. Am știut din primele 3 zile când au ajuns Iliescu la putere, ce da, se va întâmpla așa. Și le-am zis la toți. Păi nu, pentru că nu scăpăm de ei. Cineva securist pe aici? Eu. Da? La ce e securitate? La ce e securitate? Scăsând de sus, îți faci... Aia dezbină, aia dezbină pe aici. La noi scria la birou, să trăiască eu am făcut-o la transmisiune. Libertatea, pace și securitatea. Radio da, 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 da. Și ceva. Nu, la armată. Păi aveam unchi în Germania. Deci stați un pic, stați mai pic. Deci noi astăzi spuneți că prin dezbinare asta este chiar. Da, da. Asta au căutat exact ceea ce spun și eu. Întotdeauna tot asta au căutat între noi, dezbinare, securicii și pe vremea lui Ceaușescu, eu știu mai multe ca în familie. Da. V-am lăsat că dacă nu știți despre bunicul meu o bătut la Stalingrad și povestea seara tot ce a fost. Și bunica mea. Atunci nici n-are rost să că ați trecut pe aici. Patrioși. Da. Măline, ai unde să stai? Da. Ai ce mânca? Am ce mânca, normal. Plec la Bruxelles. Mâine facem protest la Parlamentul. Ce faci după ce termine? Ce program ai? Vorbim, filmez aici și după aia vorbim. Nu am un pic să... Da. Dacă am întrebat așa ceva... Mulța fai. Stați așa. Bună ziua. Bună ziua. De când sunteți aici? Sunt de 17 ani. De 17 ani? Da. De unde ați plecat din țară? De la Piatra Neamț. De la Piatra Neamț. Ce v-a determinat să plecați? Păi am venit să-mi continui studiile postdoctorale aici. Și de ce nu România? Păi am început și în România, dar nu prea aveam posibilități, pentru că aparatul era, da, era așa cum era. Nu prea aveam șansa de a termina un doctorat fără să plagiez ceva. Da. Păi acolo în România toată școala doctorală a devenit așa. Generalul Oprea, care e semi-analfabet, era conducător de doctorate, adică și-au bătut joc și de asta. Da, păi dacă nu investești în educație, normal că... Nu ai nicio șansă. Cum vi se pare situația din țară? Cum e posibil ca un delicvent, un infractor, 2 ani de zile să facă ce vrea el într-o țară și să nu-i vină nimeni de fapt? Pentru că nu am ieșit la vot.
Despre asta e vorba. Da, intrăm, suntem în următorii 2 ani, sunt ani electoral, da? Este imperativ să ieșim la vot. Da. Da? Dacă ai votat, nu mai ce să mai faci până la următoarele alegeri, bineînțeles, dacă mai avem ocazia să votăm. Da, dacă nu-și dă ordonanța, acum rămâne de văzut și dacă Claus Iohannis îl va numi prim-ministru. Nu văd cum ar putea să facă treaba asta, dar probabil că el asta se gândește. Păi, hai să fim serios, dar prezența la vot a fost de 39%, nu? Da. Da. 3,2 milioane de oameni au decis într-o țară cu 18,5 milioane de... Asta este bazinul electoral al PSD, da. Iar aici în Olanda a fost de aproape 85%. Da. Da? Și asta este rezultatul. Până la urmă va trebui ca fiecare om din diaspora să convingă cel puțin 2 oameni de acasă, să meargă la vot și să voteze împotriva celui roșu, așa? Da, păi diaspora... E o metodă practică și pragmatică de a schimba lucrurile, nu? Păi avem o oportunitatea de a vota prin corespondență. Da. Da? Eu am avut ocazia asta la alegeri din 2016, dar am fost la FAGA în comisie, da, și am votat acolo. Dar trebuie să ieșim la vot. Acum avem și cu cine. Da, corect. Da? Ok, nu avem o garanție, dar avem opțiuni, da? Normal, adică... Deci face o schimbare. Oricum nu are logică și nu are sens să spui, domne, toți sunt cost, păi atunci înseamnă că nu mai votezi, înseamnă că te mai trezești nici dimineața din pat, că o să mori într-o zi, nu? Și, absolut. Adică nu poți să, mentalitatea asta nu poate să ducă niciunde. Da, sunt doar să-i ajute pe hoți. Da, de asemenea vreau să spun că sunt un susținător al asociațiilor civici în Moldova, vrea autostradă și împreună pentru a opri, da, transmis, da, salutări. Da, corect. Am înțeles că corect. Merg la București acum să protesteze. Da, vor să meargă la București să vedem dacă o să-i lase, că data trecută au avut mari probleme. Dar nu e normal să voteze o lege în Parlament, să fie promulgată de președinte și au avut termen de... Nu e normal să fie nevoie să iasă oamenii stradă pentru autostrada, aia trebuia făcută, da, punct. Nu poți să alugi 2 milioane de cum euro pentru autostradă. Cum să aduci o regiune, 200 de kilometri, cum să aduci o regiune într-un asemenea stadiu de disperare încât să fie oameni nevoiți să iasă stradă pentru ceva ce ar trebui să fie by default, nu? Da, dar atenție, uitați-vă la cifrele, da, alocate, sau mă rog, vehiculate pentru zonul Târgu Neamț-Iaș. Da. Da? Deci 1,2 miliarde pentru 68 de kilometri. Deci, da, este exact un nou Bechtel ăsta. Da, exact. Sunt vreo 88, în medie este 18 milioane, da, de euro pe kilometru. Da. Da. I-am plâns 10 ani de zile pentru că am avut Bechtel și acum avem, da, sub nas un nou Bechtel și nu ne plângem. Da. Ce mesaj aveți pentru cei de acasă care se uită și încă nu știu clar dacă o să voteze, nu o să voteze? Nu, ieșiți la vot pentru că este singura opțiune. Nu aveți altă. Asta nu este referendum. Sunt alegeri legislative și prezidențiale, nu? Ne decidem soarta, nu? Da, normal. Dacă, da, votăm, mulțumesc. Votează alții. Mulțumesc, mulțumesc foarte frumos. Haideți să mai continuăm, să mergem mai departe, unde ne-am întrerupt cu 2 februarie, cu Stalingrad. Bună! Salut! Salut, de când ești în Olanda? Cam de 4 ani. De 4 ani. Înainte ai mai lucrat undeva afară sau a fost prima? Nu, este prima. De unde ai plecat din România? Din Timișoara. Din Timișoara? Timișorean, bănățean de-al meu. Ce te-a determinat să pleci? Cred că și frustrarea pe care am acumulat-o din cauza situației economice, sociale din România și am vrut să am avut nevoie și de o schimbare de perspectivă. Cât de mare e diferența? Totuși, Timișoara e un oraș mai... Nu e chiar ca... Eu vorbesc că stau în București de 8 ani de zile și nu se compară. Când vin acasă, când trec acolo munții pe la Orșova, parcă intru în Austria, așa mă simt. Adică e o diferență. Dar totuși, cât de mare e diferența Timișoara versus Olanda? Te ispesc niște lucruri la început, la nivel de organizare, urbanism, atitudine și mentalitate a oamenilor. Care ar fi lucrul cel mai diferit? Și bun în același timp, care dacă s-ar aplica la noi, ar face viața mai bună în România? Faptul că sistemul este uns și merge. Da. Deci există lucruri care se întâmplă, nu te lovești de niște probleme care par intractabile, care știi și simți că ar putea fi rezolvate chestiuni legate de funcționarea statului sau... Dar nu se rezolvă din cine știe ce motiv. Da. Adică, și nimeni, da, nu înțelege de ce nu se rezolvă, nu? Da. Și aici... Și dacă s-ar rezolva, ar fi în interesul tuturor. Clar, dar nu se rezolvă. Clar. Și aici, da, se pare că... Da, și acum am zis, lucrurile funcționează și nu ai aceeași senzație. Deși și în aceste societăți sunt probleme. Toate societățile, chiar și cele vestice, se confruntă cu tot. Există percepția asta insuflată, în special de propaganda mafiei în România, că încearcă cumva să producă o ruptură. Mi se pare imbecilă
tentativa asta lor, dar asta vor să facă între românii din diaspora și românii din țară, ca și cum ar fi două popoare, nu? Poporul din diaspora și poporul din țară. Și propaganda mafiei spune treaba asta: domne, sunteți, s-au dus să fie sclavii străinilor. Tu te simți sclav aici? Sau e bazată pe ceva treaba asta? Adică... Nu, absolut, deloc, în niciun caz. Sclav, nu e o chestiune de sclavie. Nu mă simt încă integrat în această societate, dar nu mă simt în niciun caz sclav. Mă simt român, de-aia mă aflu aici. Sper că pot, prin atitudinea mea, prin exemplul meu, să inspir și pe alții. Cred că mă simt mai român acum în Olanda, deci de când trăiesc în afară, decât eram în România. S-a produs ceva, dar pentru asta trebuie să-ți mulțumesc și ție. Da. Mersi mult, mersi. Asta am întâlnit și eu peste tot în diaspora, oamenii care sunt plecați departe de țară, duc dorul țării și sunt mai interesați de soarta țării, da, decât cei care sunt în țară și mai aproape și ar putea să implice mai direct în, da, în schimbare. Da. Vei merge la vot, nu mă gândesc, nu? Neapărat. De aici pleacă răul nostru de astăzi, nu? Absolut. Ai discutat despre... Ai foarte multe videouri pe YouTube, da, legate de oamenii care sunt manipulați să nu meargă la vot. Exact. Și cred că este foarte periculos, e o manipulare foarte periculoasă, trebuie să fim atenți. Este o adevărată industrie care se pune la cale de către mafioți constant ca să zdrobească încrederea oamenilor în orice se creează nou pe scena politică și ar putea să fie o concurență pentru ei și să determine absenteism astfel încât ei să rămână veșnic la putere. Clar. E o adevărată industrie. Și e foarte important și trebuie să alegem responsabil, să fim atenți pe cine votăm și da. Asta este ideea. Trebuie să ne informăm. E un efort, dar trebuie să facem. Da, dar nu e ceva complicat. Te uiți odată la 2-3 zile, mai citești și tu un pic și măsurăști, da, aproape alegerile și începi să cauți, să vezi, domne, ok, a zis Dragnea că mărește pensiile, că nu știu, dar ia să-l caut pe Google. Bă, dar stai un pic, ăsta e condamnat, mai are un dosar pe rol, adică hai să fii serios, nu? Da. Da, mulțumesc frumos. Hai să mergem mai departe. Bună ziua. Aveți o pălărie foarte elegantă. Asta e ca securiștia de la munte, așa de pe dușa. Da. Toți au pălărie din asta. De când sunteți în Olanda? Eu sunt din 77, 15 august. Din 77? De 15. Eu aveam un an pe vremea respectivă. Cum ați reușit să fugiți? Prima dată m-au prins că am adormit în porumb. Da. Și n-am văzut când s-a pus soldatul, caporalul cu câinele la 20 de metri. De acolo, pe la granița cu Ungaria, prin Banat, nu? Nu, Banat, dar unde? Sârb. La Sârb. Jimbolia. La Jimbolia, păi acolo, e la granița, la granița cu Serbia. Cu Serbia. E Banat și Jimbolia, e tot Banat. Da. Da. Și... Și a doua oară? Și a doua oară... Stați un pic, când v-a prins ceva, v-a băgat la pușcărie. V-a băgat din august până în martie sau când a pentru dat... Pentru tentativă ilegală trecerea frontieră. Trecere. Dar ce v-a determinat să vă hotărâți, să aveți curajul ăsta, să mergeți? Că de mult. Oamenii erau împușcați, erau omorâți acolo, adică v-ați pus viața în pericol. Ce v-a determinat să spuneți, bă, gata, nu mă interesează că mă împușcă, păi așa... eu trec dincolo. Când am ieșit din pușcărie, mi-a dat o hârtie că mă eliberez după 9 luni de zile. Da. Am dus în centru Aradului, că am fost detașat din Timișoara, da, la Arad, am rupt hârtia aia și am zis, aici la voi eu nu o să mai vin în viața mea. Da. Deci am luat hotărârea, când trec, sau mort, sau înapoi, da, și nici nu m-am mai întors. Și ați trecut a doua oară? A doua oară. Tot pe la Jimbolia? Puțin mai încolo, cu trenul, cu cunoștințe, la Checea. La Checea, da. Era chiar în graniță. Da. Că auzeam țigani, sârbi. Da. Și sârbii nu v-au dat înapoi. Nu ne-au prins. Că am fost în trei. Atunci prima dată am fost singur. Da. Și am fost în trei. Așa. Nu ne-au prins. Am în sus, cu trenul. Da. Am făcut o... Și unde ați ajuns în cele din urmă? Aici în Olanda sau Austria? Am ajuns în Italia. În Italia, da. Erau acolo niște lagăre unde... Da. N-aveam bani de tren, da, și ne-a oprit la Pordenone, la o poliție, să dormim la ei acolo. Da. Ne-au luat. În ziua aia, nu uit niciodată ziua aia, că polițistul solta în hârtire, completa hârtire, zice, bă, vină în pace. În italian, nu înțelegeam ceva. Da, vine nicu. Băi, tu nu vezi ce e aici? 30
octombrie. E ziua ta, mă, zice polițaia. O luat telefonul, s-a dat telefonul la pizzerie, trei pizze și o sticlă, italian. Și o sticlă de vin care o plătesc eu, zice el. Fabulos. Uite, doi băieți și unul în ziua lui. Da, de atunci am luat-o, Franța, Suedia, în 78, 15 august, aici. De ce v-ați stabilit în Olanda? Ce a determinat să rămâneți? Pentru că era o țară mică, mă gândeam, o familie mare care are 12 copii, e mai greu să-i mai să-i grijă de toți. Da. Țara cât e mai mică, poate e mai bine controlată. Da. Și de-aia m-am luat aici. Și am avut dreptate. Ați avut dreptate. Am avut dreptate. Deși a trecut atât de mult timp, totuși sunteți interesat de România, ați venit aici. În frică, e frig, a fost un pic mai calm mai devreme, dar... Și ați venit aici, deci vă pasă de țara asta. Da, dar eu nu am la cine să mai merg în România. Da, nu mai aveți nimeni acolo. Tata a murit în 2016, mama, și acum în martie, frate, mă, am și vândut casa, tot, eu nu mai am cu România niciun contact. Da, da. De cât nu merg acasă, când o să merg acasă, vorbesc cu toți verișorii neamurile, care nu votează pentru dreptate, la mine e nouă orice. Da. Când a căzut Ceaușescu în 89, ați crezut că o să dureze 30 de ani și țara tot o să meargă așa și-o-nduc, tot controlată de ăștia? Cinstit, am ajutat foarte multă lume de aia scos. Da. 5.000 de mărci, mergea bine, aveam restaurant. Da. 5.000 de mărci, plăteam la o călăuță, ne aduceam în costar, multe cu securitatea, cu grăniceri. Da. Și când, în decembrie, când a fost revoluția, am fost internat și vedeam securitate, microfoane prin casă, deja am luat o razmă. Da, da. Și am stat la ei până m-au, așa, sunt în pensie de 30 de ani, sunt în pensie de boală. Da. Dar eu lucrez la ați crezut că o să dureze atât să pice comunismul? În zilele alea nu aveam ce să mă mai gândesc. Da, nu se mai era frică de oricine. Să știți că foarte mult, acum pe măsură ce se desecretizează arhivele securității, să știți că foarte mult din spaima dumneavoastră chiar a fost bazată pe fapte, pentru că au avut un sistem care a urmărit românii afară în diaspora și prin preoți și printr-o grămadă de structuri ca să aibă grijă să nu se contureze o organizare a diasporei anticomunistă încă de atunci. Și atentatele de la Europa Liberă și tot ce au făcut nenorociți, da. O treabă. Vreau să mă spun că plec. Da. Dar trebuie să vă iau și dumneavoastră un scurt interviu. Stați așa, să vorbiți și dumneavoastră, să răbunați, să răbunați. Bună ziua. De când sunteți aici în Olanda? Din 90. Din 90. Deci, în 90, când Iliescu și-a anunțat candidatura, mama mi-a zis, uite, mamă, cefu, ai 20.000 de lei. Du-te. Du-te. Da. Du-te, nu mai stai aici. Și de asta. Ați crezut atunci că o să treacă 30 de ani și noi nu. Tot cu nu. Comunist, nu. Securist, încă, ne vom lupta? Încă mai sper că se va rezolva într-un fel situația în România. Cum vedeți lucrurile de aici? De ce ne este atât de greu ca popor să ne tratăm de scabia asta, de ciuma asta, de râia asta? Pentru că ne-au adus în situația asta, când... Cred că toată lumea este atât de dezamăgită de tot ce se întâmplă în țară. Știi cum fac eu o legătură între Alexandru Macedon, cum s-a înfometat armata și a tras-o de el peste tot? Așa și ăștia ne-au făcut. Da. Deci ne-au înfometat, ne-au sistemul de învățământ e la pământ. Așa, informația, au distrus tot, tot. Și un... Deci un popor înfometat nu mai are personalitate, cred. Asta cred eu. Da, e o concluzie bună, dragii mei. O să închei aici interviurile, că a trecut deja 30 de minute, să face fric și să nu mai țin oamenii fric. Mult succes, să pot să mai discut și cu ei. Vă mulțumesc mult că să ne unim. Da. Și să facem ceva pentru țara aia, că e păcat. Asta este ideea, să existe unitate, oameni buni, altfel nu putem să facem nimic.